cred că pe toată lumea, adică eu da, pentru acest subiect există, am cerut domnul ministru al Sănătății împreună cu autoritatea sanitară veterinară să facă conferințe de presă și să vă vorbească experții, specialiștii despre asta. Nu ați lăsat pe domnul ministru să ne explice ce măsură a luat vineri. Mi-a spus Bun, ok, dacă vreți să vedeți poziția domnului ministru, dar la fel, aici există autorități. Eu și domnului ministru i-am sugerat să lase să comunice autoritățile care au responsabilitate în acest domeniu. Că dacă ne apucăm să dăm declarații tot și să ne dăm cu părerea pe lucru care țin de o anumită expertiză, iese cacofonie. Deci de asta e important să comunice cei care au responsabilitate și pe baza datelor și elementelor pe care le-au precise. Să nu mai facem doar speculații. Domnule prim-ministru, dacă îmi permiteți, eu aș fi vrut o altă întrebare asemănătoare colegului.